administrarea hidrolizatului din creier de porc. Vreau să vă prezint legat de această administrare, acest produs, lucruri mai puțin știute și pe care le-am observat în administrările pe care le-am făcut ani de zile la domiciliul pacientului. Schema de tratament o indică medicul, nu insist pe aceasta, este particularizat în funcție de fiecare pacient. Calea de administrare poate să fie intramusculară sau intravenoasă, de asemenea este aleasă de medic. Foarte rar se întâmplă să aleagă medicul administrarea intramusculară în cazul hidrolizatului din creier de porc, pentru că resorpția se face mult mai bine dacă se administrează prin perfuzie endovenoasă sau prin administrare intravenoasă dizolvată în 10 ml de ser. Nu insist asupra procedurii de administrare, asupra protocolului administrării intramusculare sau acele intravenoase, pentru că procedurile le găsiți în manualul de proceduri. Astăzi vreau să insist asupra anumitor aspecte pe care le-am observat în cadrul acestor administrări și pe care ar fi foarte bine să le observați atunci când mergeți la domiciliul pacientului și faceți astfel de administrări. Ce este de fapt hidrolizatul din creier de porc? Este un produs care susține funcțiile cerebrale. Acesta acționează ca un factor natural de creștere a nervilor. El se administrează de regulă în stări post-AVC, în traumatisme craniocerebrale, în contuzii cerebrale, în complicații după stări de atac vascular cerebral. Legat de administrarea intramusculară a acestui produs, foarte rar se întâmplă să administrăm acest produs unui pacient ca și cale de administrare intramusculară. Însă, dacă sunt anumite situații în care capitalul venos al pacientului este epuizat sau pacientul are vene fibrozate sau foarte fragile și administrarea este aproape imposibilă, în colaborare cu medicul poți să alegi să faci această administrare intramusculară, pentru că dacă pui în balanț între a nu face deloc pentru că nu-ți permite capitalul venos sau a face intramuscular cu o resorpție mai scăzută, medicul s-ar putea să aleagă a doua variantă. În primul rând, atunci când facem intramuscular, putem administra între 5 și 10 ml de substanță. Ea se administrează evident nediluată. Există fiole de hidrolizat din creier de porc de 5 ml, de 10 ml și mai există și de 1 ml care se administrează copiilor. Atunci când facem intramuscular 10 ml, ne asigurăm că pacientul este normoponderal sau supraponderal și putem administra toți cei 10 ml într-o singură fesă. În cazul în care pacientul nostru este cașexic, cu un țesut muscular slab reprezentat, nu se vor putea administra intramuscular toți cei 10 ml și atunci se poate administra 5 ml într-o fesă, 5 ml în celălalt șold. Ce trebuie să știm totuși în cazul acestor pacienți este faptul că mulți dintre ei au un tratament anticoagulante orale. Ei, în acest caz, dacă totuși alegem administrarea intramusculară, este foarte important să facem o verificare INR înainte de administrare și să verificăm dacă acest INR este la limita inferioară a țintei terapeutice, pentru că dacă pacientul are un INR sărit din schemă, mult peste ținta terapeutică, nu este indicat deloc să faci această administrare intramusculară. De preferat, să scazi doza de anticoagulant și să o aduci la ținta terapeutică minimă pentru a începe acest tratament. La administrarea pacienților cu anticoagulante, dacă alegem și împreună cu medicul să facem intramusculară această, administrarea se face extrem, extrem de lent, cu o cantitate, cum spuneam, în funcție de țesutul reprezentat al pacientului. Înainte de injectare, ne asigurăm să nu fim într-un vas de sânge prin aspirare. Ne luăm toate măsurile de precauție ca la extragerea acului să facem staza foarte bine, o perioadă dublă de timp față de un pacient netratat anticoagulant. Nu se face masarea zonei, pentru că e risc de ruperea vaselor de sânge și formarea echimozelor sau hematoamelor. E foarte important să nu vă bazați pe pacient să facă staza, adică ați extras sacul, puneți tamponul sau plasturele și spuneți pacientului apasă aici. Nu, faceți voi staza, pentru că nu puteți să vă asigurați că va ține staza fix pe zona de funcționare și astfel sângele va reflua sub epiderm și astfel se poate forma echimoza.
Două mici șmecherii legate de administrarea intramusculară. În momentul în care facem aseptizarea zonei, dacă o facem cu clorhexidină, în cazul în care avem clorhexidină, pacientul nu va simți usturime, însă dacă aseptizăm cu soluții pe bază de alcool, ar fi bine să așteptăm până când alcoolul se evaporă și abia pe urmă să facem puncția musculară, pentru că în momentul în care facem înțeparea, alcoolul se va insera prin zona de puncție și va crea usturime pacientului. De asemenea, putem colabora cu pacientul în măsura în care să-i scădem sensibilitatea dureroasă, îl punem pe pacient să tragă aer profund în piept și să dea brusc drumul aerului din piept, din profunzimea lui și nu doar din gură, deci să dea brusc drumul la aer, moment în care facem puncția. Astfel, pe expir, sensibilitatea dureroasă este diminuată datorită faptului că terminațiile nervoase sunt relaxate și nu transmit cu aceeași viteză informația de durere la creier. Dacă medicul solicită administrarea intravenoasă a Dorești acestui să vezi continuarea clipului, apasă linkul de deasupra imaginii și abonează-te la site-ul meu www.medataros.ro. Pe lângă sutele de articole care sunt puse la dispoziție și la care vei avea acces nelimitat în acest site, vei contribui și la susținerea acestui proiect educațional pe care l-am lansat în 10-12-2018, numit Suport Informațional pentru Asistenți și Pacienți.